Bun găsit, doamne și domnilor, handbal din Liga Campionilor, meciul așteptat astăzi, după ce ieri Rapid a învins în Polonia pe Lublin. Acum CSM trebuie să învingă pe Bietigheim în sala Dinamo și apoi să meargă cu speranță în Danemarca săptămâna viitoare la Odense pentru a câștiga și a se califica direct în sferturi. Cam acestea sunt, să spunem, ideile pentru CSM în ultima parte a competiției. Suntem Severin Gănescu și Costi, până și vă comentăm dumneavoastră acest derby. CSM are de luat o revanșă pentru că a pierdut în Germania împotriva lui Bietigheim 24-26, unul din meciurile modeste făcute de campioana României CSM București, care miercuri a pierdut derbiul campionatului cu Rapid. Două dintre jucătoare de la Bietigheim vor veni din sezonul viitor la CSM București. Este vorba chiar de portarul titular, Gabriela Diaz Moreși, brazilianca, dar și Inger Smith, olandeza, care joacă la 9 metri, mai mult la coordonare și o foarte bună apărătoare pe zona centrală. După ce sezonul trecut de la Bietigheim a venit Trine Ostergaard, extrema dreaptă la CSM. Vom vedea în câteva momente și jucătoarele care se vor bate astăzi pentru puncte. CSM București cu aproape cea mai bună trupă, mai puțin Crina Pintea. Laura Glozer, Marie Davidsen și Evelina Eriksson, cei trei portari, jucătoare de semicer, Mihaela Mihai, Emilia Anțăn, Graza Di, Cristina Neagu, Dana Rotaru, Angela Stoica, Zelica Nicolici, Elizabeth Omoreghe, Laura Flip, Alexandra Dindiligan, Trine Ostergaard, Monica Kobilinska și Vilde Ingstad. Antrenorului CSM București este Adi Vasile. CSM București, să spunem, vine după o victorie extraordinară în Ungaria, la Ghior. A reușit echipa lui Adi Vasile să câștige cu 26-24, adică exact scorul cu care a pierdut la Bietigheim. Jakob Westergaard pentru această partidă, are 14 jucătoare. Kasama, Dol, Birtic, Inger Smith, Kudlac, Johansson, Vekveld, Kelly Dulfer, Xenia Smith, Anderson, Lomberg, Berend, Falu Feghi și Gonsalves Dias Moreși, portarul titular. Arbitrii partidei din Grecia, Mihailis Saferopoulos și Andreas Bedman. Supervizor din Ungaria, Ilona Tordai. De 7 ori s-au mai întâlnit cele două echipe în Liga Campionilor. Bietigheim a câștigat primul și ultimul meci, cel din turul acestei ediții de Liga Campionilor. CSM București a câștigat de 4 ori în fața lui Bietigheim. Interesant, Jakob Westergaard o antrenează pe Bietigheim din 2023. L-a înlocuit pe selecționerul Germaniei, Marcus Gaugiș. Westergaard, câștigător de 2 ori a Ligii Campionilor cu Viborg, apoi a venit în România, a antrenat Olkim Râmnicu-Vâlcea, a jucat o semifinală de Liga Campionilor, apoi a fost director tehnic la CSM București și în cele din urmă antrenor. CSM are primul atac în sala Dinamo, sala polivalentă este ocupată, un campionat european de lupte. Zadin în centru, Neagu stânga, Ostergaard vine din extrema dreaptă, Ninter este Kobilinska, pe pivot Ingstad. Și în extrema stângă trebuie să fie Dindiligan, ajută și pe Gutierrez în tribună. Gutierrez în recuperare după operație la cot, ea s-a accentat în meciul cu Debrecen. Zadi are culoar și cade pe minge cu șansă brazilianca Moreși. Moreși, un portar de 29 de ani, înalt, 1,90 m, așa cum spuneai și tu, face cunoștință cu România, pentru că va juca din vară la CSM București. Zadi, cea mai bună jucătoare a CSM-ului în derbiul cu Ghior, a marcat 8 goluri. Cu adevărat a strălucit gras Zadi, apoi după 3 zile CSM-ul s-a încurcat în Giulești și a pierdut cu 28-30. A fost cel mai bun meci făcut de Rapid în acest sezon și
Rapid apoi s-a chinuit ieri, ați văzut în Polonia, dar bine că a câștigat și mare șansă și matematică, și din punct de vedere matematic, dar și din punct de vedere la subiectivității. Trebuie să învingă pe Esbjerg etapa viitoare și Mes să bată pe Ferencvaros în weekendul viitor și Giuleștiul intre din nou între primele 16, primele 12 echipe și apoi cu speranțe la primele 8. Zadi, Kobilinska, Zadi, Neagu calmează atacul CSM București. Da, și Crim intră în calculele calificării în grupa B a Ligii Campionilor. Este și acolo la bătaie, deci Rapidul are, să spunem, două șanse din trei, dar în primul și în primul rând trebuie să bată pe Esbjerg la Mioven săptămâna viitoare. Atac al CSM-ului, Neagu, se apără Inger Smith, viitoarea jucătoare a CSM-ului, angajată Ingstad de Zadi, faultată Ingstad, aruncare de la 9 metri pentru CSM București, fără gol, primele 3 minute, CSM cu Bidihain. Zadi, Kobilinska, prepasiv, aruncă Neacu și scoate mingea din poartă. Moreși a plasat foarte bine mingea, Cristina Neacu, și brazilianca n-a putut să blocheze. Succesivă și din extremă scriu repede și germancele prin Dol, spre bucuria lui Jakob Westergaard. Antje Dol are 35 de ani, este inspector de poliție, a jucat împotriva României la campionatul mondial, ne amintim de acea înfrângere dureroasă care a deraiat naționala României din drumul către sferturile de final ale campionatului mondial. Acum Neagu e liberă, marchează al doilea gol, Cristina Neagu. 61 de goluri marcate în Liga Campionilor cu acesta. Este a 16-a golgheteră, are un procentaj de peste 50. Pasă greșită pe mâna stângă a lui Kudlaț și în spatele polonezei acest balon. Acum CSM-ul din nou în pozițional prin Emilianță. Are, le-a dat mingea înapoi germancerul cu această pasă greșită. Smith, Kudlaț. Smith pasă la pivot și este 7 metri apărat Flosser, dar a fost voltată Iberica Kasama de către Hansen. Gaba Kasama, 26 de ani, internațională spaniolă. Părinții ei sunt senegalezi, s-a născut la Granollers, în Catalonia. Are doi frați, Mamadou, handbalist la Sporting Lisabona. Secu este fotbalist extraordinar, Glozer, care reușește să apere. Mai are și o soră, Gundo, portar la Granollers, o familie de handbaliști. Și-au găsit traseul potrivit, dar Kaba Kasama este cea mai cunoscută dintre handbaliștii familiei. Bidihaim, etapa trecută a pierdut surprinzător, poate, pe teren propriu, cu Debrețin, 27-31, spune surprinzător, pentru că Debrețin a învins-o ieri pe Ghior la un gol și și-a asigurat locul 5 în grupă, golul înscris de Kobilinska. O vedem acum, după combinație cu Östergaard. Două înfrângeri la rând de când a mai suferit Ghior în grupa Ligii Campionilor, dar ea este deja calificată în sferturi de pe prim loc și probabil o ușoară relaxare a campioanei din Ungaria. Da, iar Bidihaim parcă trăiește un deja vu, începe foarte bine grupa de Liga Campionilor și apoi se chinuie pentru calificare. E cazul sezonului trecut, când a și pierdut calificarea. În acest sezon este deja calificată, pentru că în grupa CSM-ului două echipe n-au prea avut treabă, Budușnu și Savehov. Neagu lasă pentru Östergaard, dar din faul, 9 metri. Campioana mondială Inger Smith și componenta unei Xenia Smith a primit cartonaș galben. Inger Smith are și ea frați celebri handbaliști. Doi, nu știu care mai este situația lui Kai Smith. El avea o problemă la inimă, de aceea și ratat campionatul european. Zadi aruncă peste poartă. Sala Dinamo s-au tras și acele gradene mobile cu capacitatea fie de 2500 de locuri. Sunt aproximativ 2000-2200 de fani în sala din Ștefan cel Mare.
aici unde în 20 februarie vom avea derbiul dintre Dinamo și CSM Constanța, Mașa Tur, de fapt etapa a doua din grupele principale. 27 este returul la Constanța, după ce am avut meciul între echipe feminine din România cu Cupele Europene. Avem și partide între două echipe masculine. Fault în atac. Da, marți reîncepe European League, acolo unde România are două echipe la băieți. CSM Constanța va juca cu Füchse Berlin în sala proprie, marți de la 19:45, în direct pe Digisport 3. Apoi va fi meciul dintre Sporting și Dinamo, un meci al ultimei șanse pentru dinamoviști, care sunt obligați să bată pentru a merge mai departe în sferturile European League. Neagul la 7 metri, Stămoreșii la 4 metri de poartă, dar o execută Cristina Neagu cu aruncare sub bară. 4-1, început foarte bun pentru campioana României, și acum s-a întâmplat și în meciul de la Gheorghe din etapa trecută. A fost una dintre cele mai bune reprize ale CSM-ului în acest sezon, condusă pe Gheorghe cu 15-9 la pauză. Gheorghe doar 9 goluri în acea parte a întâlnirii. A intrat Inger Smith la coordonare, atenție la această jucătoare care va veni la CSM București. Din nou Inger Smith, Kudlaț este interdreapta, o jucătoare de 39 de ani. Dol. Pași. Pași și-a dat seama, extrema stângă, o experiență remarcabilă internațională germană. Pași mai greșește plecare. Și da, ca la basket, da, fac americani la noi în ligă. Dar Kobilinska aici a intrat în adversar în momentul pasei. Un singur gol, Bietigheim, în bine 2 minute de joc. Nou nivel bun pentru apărarea CSM-ului, în frunte cu Gloser și pe zona centrală Anțen și Ingstad. Kudlaț, cea care joacă acum în Inter dreapta la Bietigheim, are peste 550 de goluri marcate în Liga Campionilor. Cea care marchează este Antiedol. După această partidă rămânem în Cupele Europene, dar în NHF European League, Malaga cu CSM Târgu Jiu, gol Trine Ostergaard. Jucătoare care dă multe goluri adevărat pe contre, faza a doua sau contraatac, însă a scris acum și din poziționare adevărat, s-a putut acționa foarte bine pentru ea. Dola a strâns la Kobilinska și a rămas sigură daneza de pe dreapta. Cu Bietigheim, Trine Ostergaard a câștigat European League în 2022. Acum este time-out pe care îl cere Jakob Westergaard. Bietigheim la scorul de 5-2 pentru CSM București. Vă reamintim că CSM București are destinul în propriile sale mâini, în ceea ce Then we need to be aggressive in defense. They are coming with a lot of power and we are standing defensive. When they will play Elias Bittenhausen, you have to be aggressive. You have to be aggressive. Muss dann gleich mit hoch. Wenn sie zurückkommen, müsst ihr das haben. And listen, that wing must have the space. Come on! Come on! Es geht! Was? Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Jakob Westergaard are 49 de ani, spuneam, antrenează pe Bietigheim din 2023. A fost director tehnic la CSM București, împreună cu Mete Klit, antrenor, cea care a fost secundă și la Viborg în 2014-2015, apoi a antrenat 6 luni CSM-ul în 2016. I-a urmat lui Kim Rasmussen, cel care a plecat după ce câștigase Liga Campionilor cu CSM București, a fost înlocuit pentru rezultate slabe cu Aurelian Roșca. Smith pentru Casama, Kudlaț, Senia Smith la pivot și apără din nou Gloser pe aruncarea lui Casama.
N-am scris Bietigheim după time-out și nici Östergaard nu face în extremă în fața lui Mureș și un portar cu talie la 1,90 m brazilianca, care a mai fost în România la Măgura Ciznădie, a jucat în Franța la Fleury, dar și Norvegia la Larvik. Da, pe 4 a fost în Liga Națională cu Măgura Ciznădie la finalul sezonului 2018-2019. Indiferent ce se întâmplă, la Bietigheim va fi o Smith în centru. Bietigheim se va numi din sezonul viitor Ludwigsburg, acolo unde și joacă meciul de Liga Campionilor în acel oraș, care va contribui prin comunitatea locală la bugetul clubului. Acum clubul are un buget de aproximativ 2 milioane de euro din partea sponsorului pe care îl vedeți pe tricourile jucătoarelor. Este o fabrică de confecții. Smith, Kudrat, Inger Smith, pasă prea tare pentru Dol. Kobilinski aduce faza a doua, Anțăn, Zadi, Anțăn, nu aruncă, o fentează pe Kasama și înscrie Scandinava. 6-2. Sezon foarte bun pentru Emilie Anțăn la CSM București. A marcat mai devreme al 46-lea gol în Liga Campionilor. Bugetul lui Bietigheim, despre care spuneai, este și la băieți sau doar echipa de fete? Doar echipa de fete, echipa de fete, da, și doar surse private, spunem. Sponsorul, care este un patron puțin mai în vârstă și are un fiu care nu se știe dacă va continua tradiția în familie să sponsorizeze echipa de handball, însă dacă se vor muta la Ludwigsburg, poate se va echilibra și această parte din punct de vedere financiară. Pentru că este interesant, Bietigheim are și secție masculină, da? Este pe locul al doilea în Zweite Bundesliga, are mari șanse să promoveze în sezonul următor, iar antrenor este fostul mare, mare handbalist spaniol, Iker Romero. Câștigător de Liga Campionilor cu Barcelona, Iker Romero, era și capitanul catalanilor, apoi juca prin Franța și în Germania. Campion mondial cu Spania în 2005. Kobilinska pentru Zadi. Kobilinska ajută din nou din Diligan. Pasă printre, dar prea tare mingea pentru Neagu pe mâna stângă. Și al doilea atac ratat de CSM în aproape 12 minute. Smith, Kudlat, succesiv în extremă, plutește și înscrie printre picioarele lui Gloser de pe partea dreaptă Beren și a jucătoare de națională. A dat 3 goluri împotriva României la campionatul mondial. Extraordinar, Alexandra din Diligan, super golul marcat de jucătoarea venită de la Zalău. Pasă din nou la Kasama. Se pune golul. Era Anțăn prin semicerc. Se dea 7 metri dacă se rata. Din Diligan are și ea 31 de goluri marcate în Liga Campionilor. Sezon bun pentru Alexandra din Diligan. Astăzi, ca asta, am mis-o pe Metz la un gol. 35-34, foarte multe goluri atât în acel meci. 69 de reușite și Metz, cu această înfrângere, va fi obligată, spunem, să joace serios cu Ferencváros și în ultima etapă și să o învingă pe vicecampioana Europei pentru a fi la primul loc la bătaie cu Esbjerg, acolo Metz, gândindu-ne la calcule pentru calificarea Rapidului a mai departe. Apare Gloser, mingea în bară, 9 metri. Din ce în ce mai prezentă în jocul CSM-ului și Elizabeth Homoreghe. O altă armă pe care Adi Vasile o poate folosi mai departe, atunci când meciurile vor conta cu adevărat în faza finală, să spunem, a Ligii Campionilor, pentru că, evident, CSM București este calificată mai departe. Indiferent că va reuși să câștige cu Odense și să își asigure direct locul pentru sferturile de finală sau va merge în play-off, unde va fi favorită. Kudlac, musculată repede de Omoreghe, ajutată și de Ingstad. Important e locul 2 pentru că apoi nu vei mai juca pentru Cișare în sferturi cu echipă de pe locul 1 sau 2 din cealaltă grupă.
acest motiv este important să bați astăzi și apoi la Odense. Ieri Vipers a învins-o pe Ferencváros la Budapesta 35-27, Rapid în Polonia pe Zaglebie 24-21, Odense la Budușnos 33-17, Debrecen pe Gheorghe surpriză 29-28 și Esbjerg pe Krim 29-21. De la jumătatea primei reprize, Omoreghe combină cu Neagu, greșesc jucătoarele CSM-ului, contraatac, Berend, e liberă și marchează. 28 de ani are, a venit în 2021 de la Oldenburg, a mai jucat la Hon și Opschlag. Neagu Omoreghe, Instat, care de vreo 3 săptămâni joacă aproape 60 de minute. Funcție de eliminări, dacă ieșea vreuna, aruncă Neagu pe portar, apără Moreșii. Și imediat Berend era în jumătatea noastră și s-au apropiat campioanele Germaniei pe greșelile bucureștencelor. 8-7 CSM. Vestergaard a fost și selecționer al Germaniei, de asemenea. Și a început cariera de antrenor, din ce am găsit eu, ca selecționer al Australiei. Ingstad, Neagu, Flip, Neagu. Pasă greșită către Didi Ligan, mult prea sus a venit pasa lui Neagu și Bidiheim are șansa să egaleze. Neagu a înscris golul 1000 în Champions League în sezonul trecut împotriva lui Bidiheim în deplasare. Gol pentru Dulfer, nimeni alta decât capitanul naționalei olandeze. Cudraț, Inger Smit, Cudraț din nou, vine Dulfer, aruncă pe colțul scurt și acolo era Glosser. Avem și noi contraatac prin Ostergaard. Și nu putem să aruncă la poartă. Flip întoarce jocul și rămânem în pozițional. La 29 de ani, Dulfer a prins un contract foarte bun la Chior de vara viitoare. De vara aceasta, de fapt. Neagu a intrat în centru, Omoreghe. Au făcut schimb de locuri. Omoreghe blocată de Gassama, care a intuit foarte bine. Omoreghe, pasă senzațională din faul pentru Ingstad, care marchează. Cred că va fi și eliminat la Bidiheim pentru tragerea de tricou la Omoreghe, care o scoate din joc pe Gassama după acea infracțiune. Important este că Omoreghe și-a văzut mai departe de joc și a dat decisiva pentru Ingstad. A fost-o mai devreme pe Gabriela Moreșii, are o grămadă de titluri cu naționala Braziliei, de 3 ori aur la campionatele Americii de Sud și Centrale, aur la Jocurile Panamericane în 2023, a fost și cel mai bun portar, aur la Jocurile Americii de Sud. Interesant, a început abia la 17 ani, handbalul are și cetățenie portugheză. Și înscrie Anță în poarta goală a adversarelor. Ar avea o eliminare și au scos goalkeeperul pentru a avea 6 jucătoare de câmp, însă au pierdut posesia cu acea pasă greșită a lui Inger Smith pentru colega sa din avampostul, era Henveld. După ce Bidiheim s-a apropiat de CSM București, acum CSM-ul a pus din nou distanță de 3 goluri, evoluează în continuare în superioritate. Carolina Kudlac Glock este blocată. Smith, Kudlac. A recuperat și nu știu unde este mingea. Flip și are și un gol ușor acum Omoreghe. Germancel a pierdut de 2 ori mingea în pozițională și spre bucuria doamnelor. Aici din sala Dinamo l-ați văzut și pe actorul Virgil Ianțu, care nu pierde niciun meci al celor de la CSM, cel puțin Liga Campionilor. Sunt multe personalități care au început să se identifice cu echipa campioană a României. Dulfer, Kudlac, ezită. Destul de fragmentat jocul celor de la Bidiheim.
cum e amenințarea de joc pasiv, pași la Kudlac, care înaintea meciului avea același număr de goluri ca și Cristina Neagu în Champions League, 59. La 39 de ani, Kudlac, fostă jucătoare la Gdansk și la Leipzig, 11 ani a jucat la Leipzig. Echipa care a evoluat și ea în Liga Campionilor la un moment dat. Germania avea două echipe în această competiție. Apoi s-a mai întâmplat cu Bietigheim și Dortmund și apoi a rămas doar cu campioana. Kudla s-a retras de la Naționala în 2021, a jucat 17 ani pentru Naționala Poloniei, are două semifinale mondiale. În 2015 a pierdut finala mică împotriva României. Moreș a mai scos o minge expediată de Anțăl și imediat pe contră înscrie viitoarea CSM-istă Inger Smith. Zadi din nou pe teren, s-a încurcat în propria acțiune, însă a scos 9 metri. Kudlac ca de obicei și sufletă mânecile tricoului. Și a mai jucat Bojana Popovici, dacă vă mai aduceți aminte. Zadi din Diligan, Anțăl, Zadi așteaptă Flip, încrucișează cu Zadi, Flip, Anțăl, Zadi pentru pivot, faultat Ingstad. Odihnită Neagu în aceste minute de Adi Vasile. Inger Smith nu a jucat finala mondială din 2019, a jucat pe parcursul turneului. Atunci Olanda a învins Spania. We put all the focus that we have here in the middle, okay, in the defense. This is really important to come home and to secure this position here. Now, in the attack, grass, let's play the French cross three. Put Emilie to come in the middle. Emilie, if they want to split up like this from before, then grass, if you receive the ball, you have to start. Laura, if you receive the ball, you have to start, okay? If Emilie, if they stay down, Vilde, move or move, okay? So Emilia can see you fast. And after that you have either one against one or two against two, okay? Hai, girls, come on! Hai, hai, hai! Come on, 2-3 și... Bucarest! Am văzut-o și pe Mihaela Mihai, a trecut peste accidentare, a revenit în lotul CSM-ului, are 19 ani, extrema dreaptă. Probabil că îi va oferi câteva minute Adi Vasile pentru a-și reveni cât mai bine ritmul Champions League. Are trei jucătoare pe extrema dreaptă CSM-ul, Mihai, Nicoli și Ostergaard cu această partidă. Lipsește Pinta normal în pivot și își permite să joace acolo cu trei extreme ca să aibă 16 jucătoare pe foaie. A băgat în prepasivă arbitrii, Anță, minge deviată și... este posesie pentru CSM. Ia să nu uităm că Nicolic a venit în ultimul moment tocmai pentru a o înlocui pe Mihaela Mihai, accidentată în vară. Și gol de această dată, ce bine s-a lăsat pe aruncare Anță în aghicit Omorâșii, dar nu de ajuns încât să devieze balonul pe spațiul porții. 12-8, Kudlac, succesiv iarăși în extremă. În colțul scurt scoate Gloser fața lui Beren. Zadi blocată de Kudlac, aruncare de la 9 metri pentru CSM București. La Bietigheim în vară vor pleca Dulfer, Moreș și Smith și Dulfer, da? Yeah. Am zis, vor veni Bunțăn, portar de la Sabehov, Tomaier, centru de la Leverkusen și Lökter, inter dreapta de asemenea de la Leverkusen, de asemenea o jucătoare din Norvegia, Nestaker de la Storhamar. Da. Scandinava este inter stânga. Cele două germancele pe care le-am amintit sunt jucătoare de națională. Da. Pasă la pivot și sub boară aruncat Gvenveld, suedeza. Este dublura lui Kasama, 13-9. Tatălui Gvenveld este fost fotbalist, campion cu IFK Göteborg, mama handbalistă. La 19:00, lucrurile par în control pentru CSM București. Zadi, Flip, care a înscris ultimul gol al CSM-ului. Din nou Flip, Zadi, Anță este pivot la această fază. Flip pleacă în dribling, este faultată 9 metri.
soluția de compromis pe care o are Adi Vasile la dispoziție, bazează pe faptul că Anțăr este o jucătoare polivalentă și poate să ajute și în avantpostul la 6 metri în pivot, dar Neagu n-a putut să mai învingă pe Moreși. Aruncă pe mâna stângă și nu i s-a mai dat nimic din plonjon Johansson, jucătoare daneză de doar 19 ani și scrie din diriga căzută cere Moreși. Da, să remarcăm că din lotul CSM-ului lipsește și tânăra Andreea Ailincăi. Ambele surori Ailincăi lipsesc. Așa cum de la Bietigheim lipsește Danik Snelder, un pivot celebru, da? Și extrema stângă, Cehoi Kamala, da, care era titulară în extremă, tot juca și în stânga și în centru. Și portarul Sicora. Da. Smith, busculată de Flip. 9 metri. Mai puțin de 7 minute din prima repriză. CSM-ul cu ușoare fluctuații, dar cu nicio problemă în conduce în permanență pe tabelă. Smith, Dulfer. Aruncă, iată, Inger Smith o surprinde pe Glozer de pe la 9 metri. Vrem să arunce la fel și din vară încolo. Foarte frumoasă aruncarea. A evitat blocajul, a plasat extraordinar aruncarea cu podeaua. Surprins Glozer. Zadi. Neagu începe acțiunea, schimb de locuri. Și pe culoar, frumos, Laura Flip. A evitat dreapta stângă a Dulfer și a fructificat Franțu Zoica, care încă nu joacă la potențialul său maxim la CSM. Poate în primăvară va mai crește și să ducă echipa normal spre Final Four până cu colegele sale. Acesta este obiectivul european pentru campioana României. Scapă mingea Johansson în fața lui Zadi. Și pe lângă poartă din Diligan. S-a stâlpins din Diligan. Așa mi s-a părut. Nu protestează Alexandra. Faultat acum Smith de Arnțăn. Aruncare de la 9 metri pentru Bietigheim. 5 goluri avans pentru CSM București. 5 minute până la pauză. Apărarea bună a CSM-ului, măcar din acest punct de vedere, n-au fost fluctuații, așa cum spuneai. Mai degrabă în atac au apărut momentele de inspirație cu cele în care au apărut pase greșite sau ratări. Johansson a ajuns în centru, Wengveld iese din pivot, Dulfer, Inger Smith, Dulfer, Johansson pe pătrund de re, las cu față pe Glosser, dar a fost împinsă Johansson, adevărat, de Ingstadt, dar și peste mână arată un trai 7 metri. Aia a venit de la Ajax Copenhaga, Ani Johansson, sau Ani Johansson, la fel și portarul de rezervă, Sarah Lönnberg, mobil o filieră pe care o folosește Vestergaard. O ochit jucătoare de la echipa daneză. Apără Glosser. S-a dus pe minge Laura Glosser, nimic întâmplător. Mare formă și ea, cat că va pleca totuși din vară. Ne duce la Ferencváros. Va întări considerabil Ferencváros în sezonul viitor. Da, vorbeam de Ajax Copenhaga prima oară, știi, când am auzit despre această echipă daneză. Evident că eram... hai să vedem, acum ratează Østergaard. Știam de echipa de fotbal, de Academia Ajax... din Olanda. Din Olanda, da. Amsterdam. Așa, de Ajax Copenhaga am auzit odată cu Kasper Witt, celebrul portar danez, a jucat la Ajax Copenhaga. Ați văzut în tribune și pe antrenorul lui Dinamo, Ceaui Pascual, împreună cu familia sa, soția și cei doi băieți. Între este Alex Pascual, extrema stângă de la Dinamo. Pe Dinamo veți vedea, vă reamintim, marți,
la 21:45 în meciul în deplasare cu Sporting Sabona, iar mai devreme cu 2 ore la 19:45 avem CSM Constanța cu Füchse Berlin. Începe emoțiile și pentru susținătorii handbalului masculin din România. Să bine că l-avem și pe acesta, în două echipe calificate în fazele superioare. Moment bun și pentru handbalul masculin la nivelul cluburilor. Se mai direcție Neagu. Cercat pasa pentru Ostergaard și a deviat mingea Smith. Dulfer aruncă pe portar și o eliminare la CSM. Da, l-am văzut pe fostul selecționer al naționalei României. Vom vedea și pe George Buricea marți, actualul selecționer. Primul meci european de când a preluat funcția. Da, evident, cu echipa de club. Și în 20 este duelul lor. Da. Dinamo versus Constanța și pe Constanța versus Dinamo. Condițiile în care Füchse pare de departe favorita grupei, să sperăm că vom avea o echipă din România mai departe în sferturile European League. Trebuie eliminată Sporting cumva. Da, și Füchse să bată pe toată lumea, da, de obicei. Mai puțin pe Constanța. Pentru că pe Dinamo a bătut-o de două ori în prima fază a grupelor. Reamintim, nu se mai interesează echipele care au fost în prima parte a competiției în aceeași grupă. Dinamo nu va mai juca cu Füchse, iar Constanța nu va mai juca cu Sporting Lisabona. Atac al CSM-ului a rămas la 15 goluri marcate în această primă repriză. Neagu, flip pentru Ostergaard. Întoarce Ostergaard, în continuare inferioritate, încă un minut. Neagu în centru, Neagu a așteptat pivotul, târzia puțin pasa pentru că Ingstad era blocată de o adversară, faultată 9 metri. Prepasivă campioana României. Ingstad, Turneagu, Zadi, pasă la pivot, a scăpat Ingstad de apărătoare și a fructificat Scandinava. Plus 6, cea mai mare diferență de scor în favoarea CSM-ului în fața celor de la Bietigheim. Bun și sezonul lui Ingstad, 45 de goluri marcate până acum, sau până la această partidă în Champions League. Acum Dol nu poate învinge pe Laura Glozer. N-a făcut nimic la această fază Glozer, însă s-a poziționat extraordinar și a blocat-o pe Dol. Ar intra Zadi, apel și Neagu pentru linia de 9 metri. Flip rămâne în dreapta. Tindirigan. Neagu pentru Zadi, Ingstad între două apărătoare pe zonă centrală, flip. Rămânește mingea și cu dreapta și cu stânga și un gol de generic, ca de obicei, ne-a obișnuit Neagu. Se grăbesc jucătoarele lui Bietigheim, Dol, Smith, Dulfer, din nou Dol, nu poate, nu se poate înălța către poarta lui Glozer, mai ales că ratase mai devreme dintr-o poziție mult mai bună. Atac pozițional va fi ultimul pentru Bietigheim, prima repriză. A intrat Johansen în interdreapta, jucătoare de mână stângă, Dulfer pentru Smith, blocată de Neagu, 10 secunde din prima parte a întâlnirii, prepasiv Bietigheim. Ce distanța, ce 3 metri și au trecut secundele. Abia oprit cronometru, au făcut semn jucătoare din Germania. La secunda 52 din ultimul minut. În special pentru a putea face paravan la aruncare. S-au dus la masa oficială cei doi arbitri și nu va fi paravan, va mai fi o aruncare. Cu zidul CSM-ului în față. Nu sunt multe de făcut pentru Bietigheim, asta dacă nu cumva îl au pe francez, pe interul stânga, pe Prandi în echipă. Fingersmith în rolul lui Prandi.
A vrut să arunce printre brațele jucătorilor bucureștence, dar n-a reușit. Și s-a terminat prima repriză, un avantaj consistent în favoarea campionii României. Din nou, germancele protestează la arbitrii greci, care n-au oprit cronometrul și a asumat de la masa oficială Ilona Tordă din Ungaria cea greșeală. 17-10, CSM conduce pe Bietigheim după prima repriză. CSM București conduce pe Bietigheim la pauză cu 17-10, o apărare constantă și de un nivel ridicat a CSM-ului în prima repriză. Asta a făcut diferența. CSM București, care a câștigat pe teren propriu 3 meciuri, un egal și 2 înfrângeri, se pregătește pentru finala de săptămâna viitoare de la Odense. CSM București va rămâne pe locul al treilea. Nu ne îndoim că va câștiga acest meci împotriva lui Bietigheim. Apoi va fi care pe care împotriva lui Odense în Danemarca săptămâna viitoare pentru un loc în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Bietigheim are primul atac. Smith a reprimit mingea la colega sa din dreapta, Johansson, și a fost faultată. Xenia Smith, jucat în Germania primară la Bloomberg, după aceea a plecat 3 sezoane, a fost în Franța la Ambes și s-a întors în Germania la campioana Bietigheim Dol. Aruncă în bară, a stat foarte bine pe acea zonă Laura Glosser. Dol tot pe acolo a vrut să dea, dar n-a nimerit decât bara spre mulțumirea Laura Glosser. Da, care are un procentaj de peste 50 în prima repriză. Foarte bine apărat campioana mondială Laura Glosser. Zad din centru, Ingstad și ea cu evoluție bună. Neagu are 4 goluri marcate în prima repriză. Kobilinska, Zadi, Kobilinska pentru Cristina Neagu, se eliberează de o adversară, nu aruncă la poartă. Zadi pătrunde, apără Moreschi. Colțul lung a blocat brazilianca și pe contraatac scriu germancele de această dată prin falul Feghi. Jucătoarea maghiară a luat și la Gheorghe și la Ferencvaros și Budapesta. Interesant, Bietigheim a ratat toate cele 3 aruncări de la 7 metri până acum în partidă. CSM are un gol din într-o aruncare. Zadi, Kobilinska, Zadi, Ingstad, Kobilinska, Neagu. Neagu aruncă, apără Moreschi. A doua intervenție consecutivă pentru viitorul portar al CSM-ului. Foarte bună pe reflex brazilianca. Smith, mingea la pivot, cercat Kudlaț. Fără gol Kudlaț, deși spuneam înaintea meciului cea mai bună marcatoare a lui Bietigheim, dar sacrificată în Inter dreapta. În centru joacă Anderson cu numărul 23, suedez a fost la Horst. Minge traiectorie înaltă pentru falul Feghi. Smith, Anderson, nou Smith la Kasama și se dă 7 metri, apărat în semicerc, faul pe aruncare. Bine cum s-a acceptat Kobilinska. Ce duel a fost acolo cu Gassama, câștigat de jucătoarea spaniolă. Carolina Kudlaț va executa aruncarea de la 7 metri. Gol pentru prima oară, Bietigheim marchează de la 7 metri și se apropie la 5 goluri campioana Germaniei. Spuneam, Bietigheim a câștigat European League în 2022 cu maximum de victorii 12. În finala competiției a învins-o pe Vibor cu 31-20. Meidhof, interul dreapta, a dat 6 goluri. A plecat între timp de la Bietigheim. Stă la SCM Râmnicu Vâlcea acum. Meidhof și a revenit după accidentare aproximativ de o lună. Și în sală am văzut-o și pe tânăra Gogârlă, jucătoare de la CSM, care evoluează și la Râmnicu Vâlcea pe aceeași post cu Meidhof. Zadi s-a încurcat puțin. Oh. Cristina Neagu n-a putut să controleze mingea curată de Dol. Și gol Bietigheim.
CSM parcă n-a ieșit de la vestiar. Este 3-0 pentru Bietigheim pe intermediare în această parte a jocului și este cazul să se fructifice următorul atac. Spuneam, Dol este inspector de poliție, a câștigat și naționalele polițiștilor. Soțul ei este handbalist. Iată o imagine pe handbalista de 35 de ani. Tribună se află de asemenea și Petre Cosma. În această săptămână au împlinit 15 ani de când Marian Cosma a fost omorât la Vesprem. Neagu pivotează în fața lui Kudlaț. Acum din nou Zadia aruncă de la șot. Moreșii din nou pe fază. Mult prea liberă pe zona centrală aici Smith și să vedem dacă se ia timeout mai repede. Că de la plus 7 s-a ajuns doar la plus 3. Este 4-0 în această repriză pentru Bietigheim. Și în inferioritate și fără repliere la această fază. CSM București a primit foarte ușor gol. A intrat Nicolici în extrema dreaptă. Zadi în centru, Kobilinska și Neagu împreună cu ea la 9 metri. Plecat în circulație Nicolici, Neagu aruncă, apără Moreschi. Rămâne CSM-ul în atac. Nu reușește CSM-ul să marcheze încă. Moreschi cum s-a reechilibrat în căderea, a scos cu stângul și acum convinge Nicolici în colțul scurt, a plecat brezilianca de lângă bară. Și Petre Cosma, o emblemă clubului Dinamo Vișa acestei săli, după dispariția fiului său. Și domnia sa a făcut basket, a făcut handball, mă scuzați, în tinerețe și are un club de copii. Blocată cu Dulas de Neagu, 9 metri. E bine că CSM București a reușit să marcheze în sfârșit în repriza a doua. Ce slab s-au apărat bucureștencele la această fază. Gol marcat de Anderson, Isabelle Anderson, 23 de ani, o suedeză. Speranța Suediei în 2021, cel mai bun interstânga la Mondialul sub 18 ani din Polonia în 2018, cea mai bună apărătoare a europeanului sub 17 ani. Tindirigan pentru Kobilinska, întoarce la Omoreghe, aruncă total nepregătită, i-a și arătat Moreschi ce vrea să facă și a dat-o și pe portar. Anderson, Smith, închisă de Kobilinska, care dă și un brânci, 9 metri. În ritmul ăsta, CSM București își face meciul greu, împotriva lui Bietigheim. Apropo că ne întrebam în pauză cum a reușit, între ghilimele, CSM-ul să ia bătaie la Bietigheim. Uite așa. Din extremă înscrie Falu Feghi și da un plus 7 liniștitor, un plus 2 îngrijorător pentru CSM București. Abia primele 7 minute din repriza secundă. De la ora 19 mergem în Spania, la partea între Malaga și CSM Târgu Jiu, în EHF European League. Kobilinska, Moreghe, Neagu pentru pivot, Ingstad, 7 metri. Aruncare de la 7 metri pentru CSM București. Se permite cupul. CSM București. Pare un pic îngrijorată Ingstad de situația de pe tabela de marcaj. Este însă 7 metri și CSM-ul se poate duce din nou la 3 goluri. Neagu. O forțează pe Cristian Neagu să dea sub transversale și acolo se duce mingea. Spuneam, o handbalistă masivă, Moreschi, la 1,90 m. Iese în fața ta la 4 metri de poartă și poți să dai decât în extremitatea porții. Are învergura brațelor normal destul de mare. 19-16 și încurajează Neagu colegele. Anderson. Kudlaț, fault în atac, a băgat mâna în piept Cristina Neagu. Dar acum nu mai este la schimbarea pe apărarea, pentru că este pe partea opusă băncii și trebuie să joace ambele faze. Kudlaț s-a văzut la faza de mai devreme, în ciuda experienței sale, că
nu se descurcă pe interdreapta. Are nevoie de o mișcare în plus pentru a face depășirea sau a-și pregăti pasa. E jucătoare de mâna dreaptă. Omorechi. Pasă greșită pentru Inkstad, cât să mai scoate și Inkstad acolo și Toll învinge pe Glozer. Și din nou doar două goluri pentru campioana României, spre îngrijorarea lui Adi Vasile, pe care nu l-am mai văzut de mult zâmbit la meciul de handbal, chiar dacă au fost câștigate de echipa sa. Că de atunci când a fost cel șoc, înfrângerea cu Brest din polivalentă, când s-a cerut demisia și a schimbat și Adi Vasile modul de a percepe lucrurile în timpul întâlnirilor. Greșeală după greșeală, până la urmă mingea cu noroc a rămas în posesia CSM-ului. Neagă o depășire foarte bine, a angajat-o pe Nicolici, care marchează. Ce dexteritate, ce tehnică minunată a redemonstrat Nicolici, care liftată pe lângă uriașa Moreschi. 20-17. Nicolici, una din jucătoarele care va pleca și ea de la CSM București în această vară. Situația prin semicerca pivotului, o decizie bună dată pentru campioana României. Astăzi va reaminti Icast, am vins-o pe MES, 35-34, iată Icast, ce echipă puternică, ne-a demonstrat-o de la începutul sezonului, dar a ținut ritmul și are pretenție chiar să intre în Final Four. Și asta a treia formație ca valoare din Danemarca. Neagu, împinsă, Kobilinska, foarte agresiv Anderson, defensivă Nicolic pentru Kobilinska, prepasiv CSM. Omoreghe pivotează superb, aruncă din faul și apară în semicer 7 metri la faulul Feghii. Acțiune caracteristică pentru Elizabeth Omoreghe, pivotare și glonț către poartă. Are o doză de risc această acțiune, pentru că mulți arbitri sunt tentați să fluiere pași la pivotare. Neagu de la 7 metri, apără însă Moreschi, a ghicit colțul Gabriela Moreschi. A stat pe linia porții această dată și este mândră de parada sa, normal. A ieșit de fiecare dată până la această acțiune la 4 metri de poartă. Și acum a ghicit aruncarea. Kasama, Kudlac, Smith, Anderson. A mai jucat Dulfer în această parte a întâlnirii. Pasă la extremă și apără Glosser în fața lui Toll. Era un moment important și Laura Glosser și-a scos colegele. Blocată Neagu de Kudlac. Se cunosc de ani de zile cele două jucătoare. Prima intervenție a Lorei Glozer în repriza a doua. Foarte bine apărat în prima repriză. Omoreghe rămâne în centru, Zadi la bancă. Neagu schimbe locuri cu Omoreghe. Deschide cu Loarul, a plecat la încrucișare Kobilinska. Neagu pasă în tribună și gol scris de Toll. Iarăși reținem un meci pe germance, 20-18. Da, nu s-au înțeles Neagu în poziție de coordonator și Kobilinska interul dreapta. Omoreghe în centru, Kobilinska, Omoreghe, Neagu, Omoreghe, Kobilinska, Neagu, Neagu. Foarte bună pasa pentru Nicolici, care marchează tot pe colțul scurt. Da, sigură pe procedeul său Nicolici. Scrie Anderson, mai scoate și eliminare. Asta nu e bine. I-a dat un brânci, Omoreghe, adversarei sale, și suedeza a înscris din cădere. Atât momentul, da. Trasă tricou și împinsă. Și tot a dat gol.
să mai întâmple și astfel de situații. 21-19, CSM are nevoie de gol acum pentru a ține acea diferență de 2-3 goluri pe inferioritate. Umoreghe la a doua eliminare de 2 minute, cea care a marcat mai devreme Anderson, ghinionist în carieră, s-a accidentat cu 4 zile înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo și a ratat prezența în naționala Suediei. Flip pentru Neagu, Neagu din Diligan, gol important pentru CSM în inferioritate. În sfârșit zâmbesc și fetele Bucureștiului. Extrem de mers bine în această partidă, da, când au fost băgate în seamă atât din Diligan, procentaj cred că are 100%, și pe partea opusă atât Ostergaard cât și Nikolić. Extrem de important să înscrie de pe extremă și scoate Eriksson pe mâna stângă. Foarte bună pasa Xenia Smith pentru Dâl. Aceasta însă nu o poate învinge pe Isabelle Eriksson, singurul portar al CSM-ului care va rămâne și din sezonul viitor. Nikolić are 3 din 3, din Diligan 3 din 4 la extreme. Ostergaard cu un procentaj mai slab, un gol din 3 și a fost înlocuită cu Nikolić, pătrund de Flip! Și a arătat clasa de campioană mondială în sfârșit, zâmbește și Franțu Zoica. Cu Draț aproape de pași, a jucat la falul Feghi. Smith a rămas liberă, iarăși gol! Dar nicio problemă pe mâna stângă, Eriksson. Zâmbește și suedeza CSM-ului. Are și-a scos echipa în două rânduri. Da, inferioritatea era de partea echipei sale. Cum a fost atacul succesiv de mai devreme? Mingea a circulat pe traseul Smith-Dâl, care a ratat. Și Xenia și Dinger erau în teren. Gol! Super marcat de Hansen! Și a revenit CSM București! Ușor roller coaster aceste momente, dar plus 4 pentru CSM, chiar plus 5, 24-19 și Iacob Westergaard, deci cheamă jucătoare la bancă. Mulțumim încă o dată că ați venit de număr atât de mare. So listen, defense, when Miago is not there, you need to be aggressive when you will be attacked. Up there, we will play this one again. Yeah, let the ball do the work. It's been amazing. And first of all, this one is already prepared. So the space is here. Bietigheim de 4 ori a câștigat Bundesliga, are și 2 cupe. În acest sezon este pe primul loc, 13 victorii și un egal. E la 3 puncte de Bensheim, pe care ai comentat-o, grupa Bistrița, da? Bensheim, surpriză, am vis-o pe Thuringer etapa trecută și a trecut pe locul 2. Thuringer a picat pe 3, Dortmund pe 4, Metzinger pe 5, cam acesta este clasamentul în Bundesliga. Din nou, Bietigheim super favorită la câștigarea campionatului. Thuringer învins ieri de Dunărea Brăila. 10 goluri, 33-23. Victorie clară pentru echipa lui Jan Leslie, care s-a calificat și ea și își dorește să intre de pe primul loc în sferturi. Trebuie să bată la Chambre weekendul viitor la DigiSport, să mi-cerc acolo faza a doua. Hansen a prins de la Zardy. Ce pasă greșită! Suporteri au simțit cum se duce mingea aiurea. Ați auzit reacția. Ghesuie jocul și cele de la Bietigheim și CSM București câștigă ușor mingea. Da, mă gândeam acum la Westergaard, obligat să construiască echipe.
atunci când a venit la Viborg, a venit pe un format bine stabilit. Mă refer la acea perioadă în care a câștigat de două ori Liga Campionilor. Ce echipă stelară avea Viborg atunci, surorile Lunde, Cristina Bărzaru, Grit Iurac, Mikkelsen, Skov, da, Althaus, cea mai bună echipă din lume. A avut-o Viborg, Boiana, da. Și la CSM, el este omul care a făcut echipa începutul sezonului de Liga Campionilor împreună cu Constantin Căliman, apoi au rămas Bogdan Vasiliu și actualul secretar general Nicolae Luca și cu Kim Rasmussen antrenor și s-a câștigat trofeul, cum a aruncat Anță, n-a vrut să dea cu efect pe exterior, dar n-a putut să o culească pe Moreschi. A doua aruncare de la 7 metri, ratată de CSM București, prima lui Neagu, acum Anță. Cudlați, Smith pentru Anderson. Xenia Smith, Anderson, pivotează super și n-a putut să mai arunce, a fost tamponată de Anță în 9 metri. Tot cu mâna stângă blocase Eriksson. Stă bine acolo. Acum 7 metri. Favoritată Gassama. Pivot masiv și ea la 1,80 m. A dezvoltat mult jucând în Franța la Nantes, deci a învățat la Granollers handball mai bun. Îi vine Kudlaț și câțiva suporteri din Germania. Glosser în dreapta, mingea în partea opusă. Asta e și a pierdea porții. 24-20, minutul 48. Kaba Gassama, jucătoarea faultată mai devreme, a debutat la Naționala Spaniei într-un meci contra României în 2017. A strâns de atunci 60 de selecții. Gassama și Ciapcet, iată, doi pivoți de culoare, au ibericele. Pregătite de Martin Ambros, noi am pierdut mingea, noroc că nici Anderson n-a putut să o culeagă în picior Andreea Rotaru și este posesie pentru germanci. Da, practic Gassama, Ciapcet au scos-o din echipă pe Ainhoa Hernandez, care va pleca, din câte am înțeles, și de la Rapid în vară. Anderson aproape de pași, falul Feghi, Smith, Anderson accelerează, pasă la pivot, Gassama, părea nesemnicer, Anță, nici n-a mai apucat să aruce Iberica, 7 metri. Idolii lui Kaba Gassama, Marta Manghe și Alexandrina Barbosa. Tot jucătoare de culoare, dar da, da, erau la 9 metri. Barbosa încă mai joacă. Oh, pe piciorul Eriksson această minge, dar a intrat în poartă. Iar Manghe este golghetera all-time națională a Spaniei. Ce jucătoare! A intrat Diana Rotaru în echipa de atac a CSM-ului, poziția de coordonator. Iată pe Rotaru, Anțăn, Flip, Nicolici, Flip. Intercepție și mingea a fost atinsă de Rotaru. Contraatac pentru Bietigheim. Ce bine s-a apărat Flip, a scos-o de pe traiectoria optimă pe Xenia Smith. A tatonat-o și a ținut-o ușor cât să nu-și ia eliminare. Fault inteligent din partea campioanei mondiale. Mai puțin de 10 minute din partidă. Ce semne logic, n-are cum să piardă și acest avantaj, dar mai are nevoie de ajungem, da, trebuie să ajungem în minutul 59 ca să fim siguri, pentru că la pauză erau plus 7 și apoi au mai fost doar 2 la un moment dat. Însă diferența de valoare, logic, este favoarea campioanei României. Smith, Anderson, au pierdut mingea prin Kudlaț.
Și avem faza a doua. Hansen, flip. Hansen din nou așteaptă pe Zadi. Hansen are culoar și înscrie Scandinava. În sfârșit zâmbește ea și ea bucuroasă, 25-21. Oh, au înscris și ele foarte repede prin Kudlaț. Da, nu degeaba făcea Hansen în semne disperate. Se acoperă acea parte a terenului, da. I-a luat mai mult. Place mult accelerarea lui Emilia Hansen. Zici că e o jucătoare greoaie, când pleacă de pe loc nu mai prinzi. Bine, 2-3 pași acolo, mai devreme, tocmai cu această accelerare, a reușit să-și lase în urmă două adversare. A intrat Omoreghe și a ieșit Hansen și 7 metri, arată arbitrii greci. Să vedem pe braț. Să vedem cine va arunca de la 7 metri, pentru că au ratat primele două executante. Probabil Ingstad, nu, Zadi. Ne înscrie până la urmă cealaltă campioană mondială a Bucureștiului, Gras Zadi. Are din vară, va pleca și ea la CSM, a semnat, știți bine, cu Crim Ljubljana. Acolo pleacă Daria Dimitrieva Rusoaica, se duce tot la Ferencvaros, unde va fi colegă cu Laura Glosări și Orlan Canor. Se mai duce și Maslova acolo, Rusoaica din interdreapta de la MES, de la Brest. Pasă voleibalată și fructifică Casama. Frumoasă acțiunea jucătoarelor lui Bietigheim, nimic de făcut pentru Eriksson. Trei goluri pentru CSM București, încă 7 minute și jumătate din meci. Neagu, Omoreghe, Kovilinska, scoasă și Hansen, scoasă și Flip, Kovilinska, Neagu. Neagu ia acțiunea pe cont propriu, nu poate învinge pe Moreschi, contraatac Bietigheim. Scoate până la urmă Inger Smith 7 metri și se consultă cei doi arbitri greci. Au venit și cu o sancțiune suplimentară. Davidsen intră în poarta CSM-ului. Pentru prima oară în acest meci. Kudlaț. Oh, deviat Marie Davidsen. Ce intuiție, ce reflex pentru jucătoarea din Norvegia. Da, portarul care a definitivat, practic, victoria CSM-ului la Ghior cu cele trei intervenții din final. La al doilea sezon și Davidsen cu CSM, dar și ultimul. Kovilinska accelerează și au un brânci, Neagu. Omoreghe, Kovilinska aproape de forțare și a fost forțare. Pasează mult la 9 metri, fără pericol, repriză slabă făcută de CSM București. Diferență clară față de prima repriză, una în care CSM-ul a jucat foarte bine. Și uite că e al doilea meci la rând în Champions League, în care CSM-ul face o diferență destul de mare între cele două reprize. Să nu uităm prima repriză cu Ghior, una excepțională. Apoi Ghior a reușit să egaleze și CSM-ul a învins în final. Posesie pentru Casama și Bietigheim. Kudlaț a luat arbitru că a fost trasă de tricou la acea pătrundere. Au văzut grecii. 5 minute, 3 goluri de apărat pentru CSM București. Doar 9 goluri marcate în repriza a doua. Să nu uităm cât de greu a intrat în această repriză cu 0-4. Weekendul viitor, atât Rapid cât și CSM vor juca duminică. La ora 15 avem Odense cu CSM și la 17 direct de la Mioveni
Rapid cu Esbjerg, o dublă, iată, română-danez, în ultima etapă a grupelor. O dublă decisivă pentru ambele echipe, și pentru CSM și pentru Rapid. Rapid care se gândește la calificare, CSM la prezența în sferturi direct. E adevărat că și adversarele au aceleași gânduri și aceleași lucruri de apărat. Aruncă pe pătrundere suedez Anderson. Dacă anul trecut ne-am gândit mult mai des la un duel Rapid CSM București în Liga Campionilor, în acest sezon este puțin plauzibil, dar destul de probabil dacă, spuneam, CSM nu va bate la Odense, iar Rapid o va bate pe Esbjerg. CSM rămâne pe 3 și Rapid urcă pe 6 și vom avea play-off între Rapid și CSM București. O să mai vorbim despre acest subiect pentru că pare improbabil. Da, nu știu cu cine are crim în ultima etapă, pentru că Rapidul poate trece chiar și peste crim și poate veni pe locul al 5-lea, pentru că ar avea rezultate directe mai bune. Acasă ne-am lămurit cu Zaglebie Lubin, deci scoatem din calcul. Rapidul, dacă bate pe Esbjerg și Ferencvaros nu bate în ultimul meci, trebuie să piardă, da. Va fi pe locul 6. 5-ul, locul 5 e doar o posibilitate matematică, aproape imposibil de înfăptuit. Da. 5 minute și 10 secunde. Ăsta e rezultatul din tur, dar în favoarea lui Bietigheim. Rezultatul cu care spuneam și debutul comentariului, CSM a câștigat la Gheorghe. Omoreghe pentru Zahadi, iată, joacă din nou cu doi centri, Adi Vasile. Și apărarea în semicerc, Zahadi a acționat pe propriu, pentru că valoarea i-o permite și scoate în 7 metri. O artă importantă, revenirea lui Omoreghe la lotul CSM-ului de vreo 3-4 meciuri și își crește nivelul de la întâlnire la întâlnire și va ajuta echipa și mai mult. Stă iarăși pe linia porții Moreschi și de această dată este bucuroasă Gutierrez, jucătoarea CSM-ului, pentru golul lui Zahadi. N-a mai avut noroc Moreschi, fault în atac. Din nou faultează în atac Kudlaț. La fel, s-a apărat bine Neagu la această fază. Altfel, Bietigheim este sigur și de prezența în play-off-ul pentru sferturile Champions League. De pe locul 6, sigur, mai are varianta de a urca peste Debrecen. Ingstad. Neagu pentru Omoreghe, Zahadi. Acum începe acțiunea. Neagu pentru Omoreghe. Pivotul a plecat din zona centrală. Zahadi, minge grea pentru Nicoli, este un prepasiv. Omoreghe. Neagu de la distanță, amenință, nu aruncă, o face Zahadi din portar și era în semicerc. Atac pe faza a doua pentru Bietigheim. Anderson, Kudlaț, bine ajunge mingea în extrema dreaptă și gol marcat de Bietigheim prin Falvegi. Are un frate handbalist, Rudolf Falvegi, joacă acum în Elveția la Arau, a fost la Nant. CSM are nevoie de gol pentru a mai disipa ușor emoțiile. 27-25, 3 minute 5 secunde din meci. Ingstad, Zahadi, apărarea mai avansată a lui Bietigheim. Omoreghe, super pentru slovenă. 28-25, deseori calitatea individuală te scoate din anumite probleme și chiar dacă handbalul e un sport individual, un sport de echipă și individual, te scoți și repede au înscris și ele de pe extremă prin Fabio Feghi. Câteodată la handbal valoarea individuală bate forța colectivă, nu? Da. Da, așa s-a întâmplat deseori.
sperăm într-un atac mai lung pentru CSM acum și cu gol în final. Zadi, Omoreghe pentru Inchdad. Schimbat modul de a se apăra Bittingham adevărat. Zadi l-a băgat iarăși în drăgele. Două semicercuri, Neacu superb, plutește și o învinge pe Moreschi. 29-26 și acum dacă scoate o minge în apărare, se termină joaca. Deocamdată e time-out pe care îl cere Jakob Westergaard. Handbalistele CSM-ului se felicită, par sigure de victorie. După această partidă pe Digi Sport 2 urmează Aston Villa Manchester United, apoi Barcelona Granada. Ați mai văzut astăzi la Digi Sport un meci superb din fotbalul englez. Arsenal a învins-o pe West Ham United cu 6-0 în deplasare, era 4-0 la pauză. Au dat jucătorilor Arteta 3 goluri în 4 minute la un moment dat. Păi și așa e plin de tenis, de ce să nu facă și Arsenal un scor de tenis? Are intrat Dulfer, numărul 21, inter stânga. Anderson, Pătrunde și apără Eriksson, dar până să flure arbitrii. 7 metri pentru Bittingham, se oprește cronometru, nu cum s-a întâmplat sfârșit în prima repriză la cel 9 metri. A fost un duel suedez între Anderson și Eriksson. Acum intră Davidsen în poarta CSM-ului. Kudlaț execută aruncarea de la 7 metri, 1 minut și jumătate. Kudlaț marchează după ce Davidsen reușise să apere mai devreme. 2 goluri, 1 minut și jumătate. E nevoie de gol la această fază. Trec la apărarea avansată jucătoarelui Bittingham. Zadi, Nicolici, Omoreghe, totul e să nu dăm mingea în spate, să ne bagem prepasiv. Și timeout, până la urmă, da, Adi Vasile, după ce fusese faultat graza dintre cele două semicercuri. 1 minut și 11 secunde până la finalul jocului. Trebuie să rezolve Adi Vasile repede această situație. Am văzut-o la timeout și pe Ștefania Stoica. Ea nu a fost folosită în meciul de azi. Nici Mihaela Mihai. Pe Stoica o vom vedea sunată mai mult din sezonul viitor la Rapid. Unde va reveni și Sorina Grozav după ce va deveni mămică și ea în aprilie. Neagă. Cristina Pătrunde aruncă și apără Moreschi. Pasă în partea opusă, la extremă, Dulfer, le scoate Eriksson și se duc emoțiile. 55 de secunde și avem două goluri și atacul logic este victoria CSM-ului, care părea clară de la pauză când era 17-10, însă CSM-ul a pierdut mult din avantaj și acum Nicolici rezolvă și dă al 30-lea gol pentru campioana României în poarta lui Bittingham.
Totul e conform calculelor. CSM București face 17 puncte și va juca săptămâna viitoare, duminică, de la 15, pe terenul lui Odense, care are 2 puncte mai multe. CSM București, dacă va câștiga acolo, va avea rezultatele directe mai bune și va merge în sferturi de pe locul al doilea. Moreghe pentru Zadi, acelează Zadi și scrie. Au de jucat și apărarea avansată adversarelor, 31-28 spre bucuria fanilor. Și CSM este la mâna sa pentru calificarea în sferturi, trebuie să mai bată duminica viitoare în Danemarca pe Odense și se va califica cu Chior în sferturi. Urmează fotbal din Anglia, Aston Villa, Manchester United, Sămenin Călescu și Costi Provo. Mulțumesc că urmăriți handbalul cu echipa românești și cupele europene la Digi Sport. La revedere!